Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat într-o emisiune TV că documentul pentru punerea sub acuzare a președintelui Claus Iohannis pentru un altă trădare este finalizat, dar că încă PSD și Alde nu au luat o decizie în privința acuzării oficiale. Liviu Dragnea a afirmat duminică seara că niște colegi de ai săi au lucrat la un document prin care președintele Claus Iohannis ar putea fi acuzat de înaltă trădare. Sunt multe acțiuni ale lui Iohannis care pot îmbrăca forma trădării. Nu mi-aș dori să ajung acolo, dar nu e imposibil. Sunt acțiuni care au adus de servicii României a spus liderul PSD. Documentul îl învinovățește pe Iohannis de presupuse acte de revoltă împotriva instituțiilor care exercită puterea de stat de instigare și chemare la revoltă. Articolul 96 din Constituție stabilește că cele două camere ale Parlamentului în ședință comună, cu votul la cel puțin două treimi din numărul deputaților și senatorilor, pot hotărâi punerea sub acuzare a președintelui României pentru înaltă altă trădare. Propunerea de punere sub acuzare poate fi inițiată de majoritatea deputaților și senatorilor și se aduce în întârziat la cunoștința președintelui României pentru a putea da explicații cu privire la faptele ce îi se impută. De la data punerii sub acuzare și până la data demiterii, președintele este suspendat de drept. Competența de judecată aparține în altei curs de casație și justiție. Președintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Pentru adversarii lui Iohannis, această variantă ar fi mai convenabilă pentru că nu ar mai trebui să treacă printr-un referendum la care să voteze populația României pentru sau împotriva demiterii președintelui.